S-au dat și primele goluri la campionatul mondial. Echipa Africii de Sud a întâlnit Mexicul. Cu cât mai multe goluri, cu atât mai multe halbe pline la terasele din țară. Lucia Schwenninger este chiar în acest moment alături de microbiștii din București. Lucia, care e atmosfera? Alina, a fost incredibil, e o senzație fantastică să urmărești meciul cu sufletul la gură, alături de fanii adevărați. De altfel și eu am încercat să intru în pielea unui suporter adevărat și m-am costumat adecvat. După cum vedeți, terasele sunt încă pline, rezervări au fost făcute cu mult timp înainte. Unii români și-au rezervat o masă chiar cu o lună, două, înainte de primul meci din campionatul mondial de fotbal. De altfel, acesta este cel mai important eveniment sportiv al anului, un eveniment care va genera vânzări foarte mari și vă dau doar un singur exemplu. Aici, la terasa la care suntem noi, în timpul primului meci s-au vândut peste 400 de litri de bere. Spania, Brazilia și Argentina sunt favoritele la câștigarea Cupei Mondiale. Dacă sunteți un fan al acestor formații, atunci puteți sta în fața televizorului chiar cu tricoul echipei preferate pe voi. Eu deja l-am găsit. Le puteți cumpăra din magazine cu prețuri între 40 și 120 de lei. Pe lângă ele găsiți și mingea cu care se va juca în finala Cupei Mondiale, steaguri sau adidași făcut special cu ocazia campionatului. Și magazinele electronice s-au pregătit din timp cu reduceri considerabile. Este incontestabil un eveniment foarte puternic care generează și în domeniul vânzărilor o creștere semnificativă a vânzărilor. Și cum la un meci de fotbal merge o bere în hipermarketul, găsiți butoaie la prețuri speciale. Sau, dacă alegeți să beți suc, puteți câștiga o excursie pentru două persoane la finala campionatului mondial de fotbal. Imaginația comercianților a mers mai departe. Pe piață au apărut chiar și mingi de ciocolată, făcute special pentru fanii campionatului mondial de fotbal. În toată lumea, vânzările cu ocazia Cupei Mondiale vor crește. FIFA a estimat că va genera venituri de 2,7 miliarde de euro, iar Africa de Sud, țara gazdă, va avea câștiguri colosale din turism.